Nici bine nu a trecut o săptămână de la ultima tură și iată-ne din nou la drum. Știu, e primăvară, știu, este luna aprilie, nu este o glumă, însă noi mergem la ski. O să fie fain și astăzi. Neața, Adi! La cota 2000. Dar ne-a cam băgat în ceață. Însă ceața nu ne sperie. Îți dai seama că iar ni se agață zâmbetul de urechi? Hei, bate palma. Hai. Oh, vikingi! Bun! Avem două opțiuni acum, ori îi dăm pe aici, ori mergem la telescaun. Probleme cu foca? Dă-o jos! Bravo! Pa! De la 2000 la 1400 și mă bucur că nu am coborât singuri, pentru că imediat după ce am ajuns la mașină și după ce ne-am dezechipat, a început să ningă cam plină iarnă. Se schiază foarte bine la Sinaia pe întreg platoul Bucecilor, iar dacă nu ai planuri pentru acest sfârșit de săptămână, pune-ți placa în mașină și schiurile și hai să profiți de zăpada încă prezentă de pe pârtile din Sinaia. Și pentru că și tura asta mi-a dat un boost de energie și un vibe pozitiv, imediat după ce m-a lăsat Adi la mașină am zis gata, asta este ziua în care pun un bilet la loto. Astea sunt numerele pe care le-am pus, notează-le să le pui și tu, pentru că astea sunt numerele norocoase și spun asta în condițiile în care imediat după ce a fost validat biletul meu, am observat că pe spate am un mesaj și scrie în felul următor. O, yes, smiley face. 10.000 lei vei câștiga. Tu, pe, pup.
semnul exclamării, smiley face. Pup fanii mei de pe TikTok. Habar nu am ce e TikTok, dar dacă voi câștiga la loto, crede-mă pe cuvânt, eu îi pup pe toți fanii tăi de pe TikTok. Găsești numerele câștigătoarele de la loto de weekendul acesta în descriere. Eu sunt Ștefan și pot. Pot să fac tot ceea ce îmi propun. Iar dacă și tu poți, hai cu un like la clipul ăsta, hai cu biletul la loto, hai cu un share, hai! Hai că poți!